Zeci de persoane au așteptat minute în șir pentru a-și testa gratuit tensiunea și glicemia. Acțiunea a fost organizată cu ocazia împlinirii a 136 de ani de activitate a Crucii Roșii. Oamenii au avut însă parte de o surpriză nu tocmai plăcută. Aparatele s-au defectat. Acum l-am luat de la farmacie. Nu se știe ori din cauza testelor, ori ceva este. Aștept, dar mi se pare că nu prea merge aparatul ăsta de luat glicemia. Le face probleme? Nu știu, că să mai strică și un stetoscop de la ia tensiunea. Oamenii au apreciat gestul, însă au plecat acasă dezamăgiți. E bun, binevenită minunea asta, dar să fie cu scule ca lumea și să mai stai de ce faci. E foarte bună. Dacă să fac testele gratuite, e foarte bine, nu e rău. Pe timp de criză? Pe normal, cu banii care avem acum și scumpețea care e. Directorul Crucii Roșii a promis că va încerca să organizeze astfel de evenimente lunar pentru a veni în sprijinul populației.